că trebuie să se uite la propriul lui jucător Goian, care de două meciuri consecutiv face 11 metri și nu se acordă. Astăzi era arbitru la 5 metri de el, nu se-i dat dreptate lui Dorinel, că eu n-am vorbit de Steaua. Hai să lăsăm lucrurile că ia explicați-mi dumneavoastră, domnul Iancu, ce am eu voie să spun și ce n-am voie să spun. Domnul Iancu, vezi tu de treaba ta că nu-mi dai tu ordine mie. Dă-le ordinea lor din clubul tău, bă băiatule. Hai să-ți explic și de treaba asta. Că văd că de ultima vreme ești puțin cam obrazie. Pe mine nu mă interesează câți bani ai, cum ai făcut banii și cu asta. Vezi de treaba ta că... Bă, taci din gură, alo, alo, puțin mai respectuos. Vorbim cu dumneavoastră, dumneavoastră vorbesc și eu. Vorbim la pertu, vorbim la pertu. De unde și până unde? Tu mai vorbi de Steaua în continuu. Tot timpul te-am lăsat în pace. M-a rugat Gigi, bă, lasă-mă în pace, că are probleme omul cu parchetul, cu nu știu ce. Cu parchetul, cu gresia, treaba ta ce probleme ai. Vezi de treaba ta și taci din gură. Eu văd ce văd, aia spun. Ai dreptate. Ce vorbești dumneavoastră de Politehnica? Eu am vorbit de Steaua? De sute de ori, domnul Iancu. A fost Alomir la 5 metri. A jucat handball și n-a dat 11 metri. Eu am tăcut din gură. Îi dai dumneavoastră dreptate lui Dorinel. L-am respectat și pe Dorinel. Am tăcut din gură. Dar până când credeți că mi-a făcut de câte ori am ocazia să mă exprim și sunt întrebat. Ce mi se pare? Deci, deocamdată n-am spus absolut nimic. N-a fost penalti pentru CFR Cluj, pentru că am văzut și reluarea din spatele porții. Care dreptate, că ai văzut meciul și care dreptate... La ce emisiune vă uitați, domnul Iancu? Nu, domnule, te-am văzut... Domnul Iancu, n-a fost penalti, n-a fost niciun penalti, nici celălalt, asta e clar. Când văd că Mehmedović lovește cu cotul, spun și eu, da, domnule, să-i pună doar până jos, așa. Doamne, lasă-mă să vorbesc, dar oricum, nu-mi spune ce am voie să fac, ce n-am voie să fac, că nu sunt angajatul dumitale. Ți-ai dorit foarte mult să fiu angajatul dumitale, dar nu sunt. Gata. Punct. Domnul Iancu, îmi pare rău pentru... Mi-aș dori că avem bestoi ca să fie angajat. Vezi că aveai sute de martori. Întreabă-i pe suporterii Timișoare, că ai zis că în secunda 1, dacă plec de la Steaua, vrei să mă iei. Stai liniștit, că nu, măcar n-am avut niciodată intenția să vin. Stai cu mine. Lasă. Domnul Stoica, eram la un șpriț cu dumneata și cu Gigi și am spus că dacă Gigi te dă afară, ai un loc de muncă asigurat. Nu, e altă discuție. Întreabă-i pe suporterii. Domnul Iancu, vă mulțumesc pentru...